E n-a cetat, dar rău. Am fi putut să urcăm pe râș, nu? Pentru că ea n-a să vede și pe cum. Să vede Brașovul de sus. Da. Când am intrat, n-a fost la râș, polițiștii au stabilit că un bărbat de 34 de ani ar fi fost lovit cu un alt bărbat de 46 de ani. Apoi unul de 69 de ani a fost lovit cu un cetățean de 30 de ani. Stabilul a fost oprit de polițiști care au întocmit dosare penale pentru lovire sau alte violențe. În județul Sibiu au fost găsite mai multe buletine de vot ștampilate. În orașul Telmaciu, de exemplu, procesul de vot a fost suspendat după ce un cetățean a încercat să introducă în urmă două buletine.
de-aia rotund ar devenea, că 6 kg, 4 lei și nu știu cât. 4 lei? Da. 6 kg, atâta era. Dar zic, ce să fac cu ea? Că luăm atâta pâinea. Verde? Nu se vede, nu se cred că e, dar nu se vede ca lumea. E roșu. Ia mai clar. Aia la trecerea de vie, tu nu te-a dat. Mai ești costă? Aia te merge tot?